Mai mulți turiști din Eforie Nord s-au luat la bătaie cu salvamarii, pe plajă, după ce li s-a atras atenția să nu intre în mare din cauza pericolului de nec. Poliția din Constanța a anunțat miercuri că în acest caz a fost deschis dosar penal. Bine ați venit, prieteni! Faceți-vă comozi, dați-vă copiii afară din cameră, începem povești pentru adulți. August 10:43. În mica farmacie din Eforie Nord, cea de lângă autoservirea la Marius, deținută de Elena, soția lui Marius, intră un bărbat corpolent, roșu din cap până în picioare. Arăta ca și cum un rac reușise să scape de furia bucătarului în ultima clipă. Căuta o soluție la problema sa, pentru că iaurtul nu reuși să-i amelioreze usturimea. Singurul efect pe care acesta l-a avut fu că bărbatul mirosea ca și cum adormise cu două capre în loc de una, ca de obicei. Purta un slip verde fosforescent intrat un pic în cur, de parcă materialul se simțea rușinat de mirosul proprietarului și încerca să evadeze pe partea cealaltă. Șlapii, albi desigur, aveau scris cu litere mult prea mari firma ce trona peste unghiile netăiate de prea mult timp. Unghii în care se adunase ultimul castel de nisip făcut de fata lui pe nume Raisa. Raisa era prințesa lui, scopul vieții, motivul pentru a fuma doar două pachete de țigări pe zi ca să prindă și el ziua în care se va striga darul la nunta Raisei, cea mai frumoasă mireasă. Dar era cale lungă până la acel moment. Momentan Raisa stătea atârnată de tatăl ei și nu simțea ciocolata întărită din colțul gurii. Mânca liniștită porumbul în farmacie, lăsând în urma ei un pat de boabe pe jumătate mestecate, precum o trenă din visul umed al unui porumbel. Farmacista îl întâmpină cu gluma moștenită de la fosta farmacistă, Dumnezeu să ierte, doamna Lili, spunându-i: "Ați încercat să furați tot soarele." Glumă ce-l făcu pe bărbat să râdă atât de puternic, încât începu să tușească ultimele 6 țigări fumate. Aceasta îi recomandă o cremă și să nu mai stea la soare. Lucru imposibil de acceptat pentru domnul nostru, deoarece mai avea doar 2 zile de concediu. Azi era ziua fratelui, iar mâine era Sfânta Mărie, sărbătoare națională, zi cu roșu în calendar când nu se spală, nu se irosește apa nici măcar în șpriț. Domnul nostru luă crema într-o mână, cu cealaltă smuci copilul blocat în rezolvarea porumbului precum un cub Rubik și porni direct către plajă. Aveau șezlongurile rezervate cu ajutorul unei sume modice împinse tânărului care se ocupa cu închirierea lor ca să aibă primele rânduri și să fie în fruntea lanțului trofic al turiștilor. Să audă cum valurile mării se sparg printre zgomotul zarurilor aruncate. Fiecare dublă norocoasă era însoțită de expresia "să moară familia mea". Erau genul de oameni care râdeau tare precum niște foci în perioada de împerechere. Când domnul nostru se reuni cu restul sapienșilor, observă dezamăgirea ce plana asupra cârdului de prieten. Steagul roșu flutura arborat asupra planurilor lor de a intra în apa mării. Fratele lui chiar se certa cu salvamarul care nu-i lăsa să intre în apa agitată ce își cerea jertfa. Argumentele salvamarului erau evidente, contraargumentele oamenilor aflați în concediu erau de ordinul: "Noi am plătit șezlongurile astea, dar nu le ducem în larg, aici la mal că să facem pipi." Nervii salvamarilor erau mai întinși decât elasticul slipilor domnului despre care vă vorbeam. Când acesta descălecă din șlap cu replica "Ce face?", salvamarii văzură roșu în față și la propriu și la figurat. Unul dintre aceștia, cu prezență de spirit, îi întoarse replica: "Face marea valuri, ce să și facă mare. Nu intră nimeni în apă, că dacă vă salvăm, nu suntem plătiți la kilogram." Marele roșu, că noi putem spune marele alb, titlu rezervat celor prea fericiți, simți ironia ca pe un afront adus domniei sale. Din gurița sa de domnitor peste cele 4 șezlonguri ieși un corpolent băgamiaș, urmat de capul literei P, dar nu și de restul corpului cuvântului, deoarece consoana se contopi cu sunetul palmei grele a salvamarului ce se lipi pe deja roșita fața domnitorului. Imediat urmă un urlet al prezențelor feminine ce se opriră din mâncat semințe brusc și împotriva voinței lor. Fratele domnitorului, al doilea urmaș la șezlong, se nepustie asupra salvamarului cu brațele întinse spre gâtul acestuia, îl apucă de beregată, se lăsă cu toată greutatea pe el și începură un exercițiu greșit de lupte greco-romane. Fiecare încerca să-și domine adversarul căutând avantajul celui ce stă deasupra. Era mai mult un preludiu animalic agresiv,
decât o luptă. Salvamarul apucă slipul bărbatului cu mâna sa stângă, trăgând puternic în sus, lucru cu care scrotul urmașului la șezlong nu fu de acord. Îl ridică câțiva centimetri deasupra nisipului plin de chiștoace și cu piciorul drept îi seceră ambele picioare. Odată întins balaurul nostru, simți greutatea celui ce ar fi trebuit să-i acorde primul ajutor în caz de pericol. Salvamarul călărea turistul precum un porc în ziua Ignatului. Marele Roșu încercă un croșeu de dreapta, dar lovitura nu trecu nici măcar pe lângă fața adversarului, care se feri cu jumătate de pas în spate, pentru ca mai apoi să folosească distanța mărită, luându-și elan pentru directa de dreapta, ce nimeri un colț din bărbia adversarului. Nu suficient de puternic pentru a-l destabiliza complet. Nisipul se ridica purtat de corul doamnelor ce jeleau către cer, către impasibilul creator, atingând niște note pe care puțin cântăreți din topul radiourilor le-ar putea atinge. Deodată sosi vânzătorul ambulant de porumb, primul la fața locului, lăsă căldarea fierbinte pe jos și interveni între cele două tabere. La scurt timp veniră și doi polițiști de la poliția locală, gata să consemneze în agendă tot ce s-a întâmplat pe coasta Eforiei în jurul orei 11-14 august 2023. Fiecare se repezea să-și pună propria versiune a conflictului. Curgeau firuri narrative precum curberile la draft, ce acum zăceau vărsate pe prosop, înconjurând-o pe micuța Raisa, uitată în nisip, lângă căldarea plină de porumb fierți. Micuța Raisa se ridică și apucă un porumb din căldare. Îl a zvârli către bărbați, țipând, să moară familia mea. Apucă și al doilea porumb și l-aruncă în nisip, repetând, să moară familia mea. Și al treilea porumb își luă scurtul zbor, însoțit de glasul sâsâit al Raisei. Să moară familia mea! Urmat imediat de al patrulea porumb, să moară familia mea! Bietul vânzător apucă doar să-și pună mâinile în capul transpirat de bătaia soarelui, trecu degetele groase prin părul subțire și apucă în viteză știuleții din nisip, fugi către apă, unde lângă picioarele obosite de atâta drum clăti marfa, precum un botez ortodox. Îi aruncă înapoi în căldare și porni în drumul său. Porumb cald avem, porumb fiert avem! Nebănuite sunt căile toxi-infecției alimentare, dar din fericire asta fu ultima problemă a eroilor noștri războinici, care de asta dată nu au putut demonstra că binele învinge răul și fură răpuși de puterea salvamarilor duși la sală 6 zile din 7 la Fit Forever Gym din Agigea. Familia Marelui Roșu se jură pe mormântul lor că la anul vor merge la bulgar la All Inclusive, că acolo ea nu-și bate joc de oameni. Acolo plătești odată și te alergă cu mâncare la piscină, aruncă cu sandvișuri în tine, ai tobogane cu apă, ai tot ce vrei tu, ești și nisipul mai bun, ești și oameni mai de calitate, cu oricum ca la noi la nimeni. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.